cele care s-au aflat de 8 martie la volan urmau să aibă mare grijă. Polițiștii de la rutieră le-au tras pe dreapta, dar nu pentru vreo abatere, ci pentru a le oferi câte o floare de ziua lor. Vrem să vă felicităm azi cu sărbătoarea de 8 martie. Mulțumesc frumos! Să vă cadenăm o floare. Vrem să vă felicităm cu sărbătoarea de 8 martie. Mulțumesc frumos! Să vă dorim un an bun și mult sănătate! Credeam că am făcut ceva greșit! Și din partea colectivului Poliția Rutieră de la Strașev, vă felicităm! Mulțumesc mult de tot! O zi bună! Sărbătoarea Poliția Rutieră de la Strașev! Mulțumesc! Vă felicităm cu sărbătoarea și mulți ani! Vă dorim. Mulțumesc foarte mult! Noi astăzi vrem să felicităm toate doamnele și domnișoare participante la trafic rutier cu ziua internațională a femeii. Dorim să fie frumoase, iubite, inteligente și mult noroc. Deja câțiva ani la rând, sexul frumos de ziua lor se bucură de atenția poliției rutiere. Dar totuși, de fiecare dată când se întâmplă, rămân plăcut surprinse de gestul oficialilor. La și m-am gândit. Știu că poliția rutieră din raionul Strășeni în fiecare an felicită doamnele și le mulțumim pentru asta că au grijă de noi. Vreau să sărbătoare internațională a femeii, vă dorim mult sănătate. Mulțumesc frumos! Foarte frumoasă, într-adevăr foarte frumoasă ideea. Chiar credeam că să cuice de 8 martie o să iau amendă. M-am gândit ori și am încălcat, da? Și cum vi se pare ideea? O idee foarte plăcută și mulțumesc, m-ați surprins foarte mult și cu 8 martie dumneavoastră, domnișoară. În orașul Strășeni, lucrătorii din cadrul serviciului rutier deja al 6-lea an în mână participantelor la trafic câte o floare pentru a marca importanța acestei zile.